Am 21 de ani și m-am găsit doar foarte specială. Asta nu pentru că sunt utilizatoare de scaun rulant. Nu am lăsat niciodată acest lucru să definească cine sunt eu ca persoană. Mă consider specială prin felul meu de a fi, exact în aceeași măsură în care ești și tu. Cu toții suntem egali și cred în capacitatea fiecărui om de a crea. Cum am ajuns în scaun rulant? Păi eu nu am avut niciun fel de accident. La 3 ani, părinții mei au observat că ceva nu era în regulă cu mine, nu mergeam, așa că m-au dus la spital, am fost din medic în medic. La vârsta de 3 ani am făcut o biopsie, în urma căreia mi-au spus că am amiotrofie spinală. Într-o traducere mai simplă, pentru că nici eu nu înțelegeam și nici acum nu înțeleg foarte bine, înseamnă că din mândria spinării îmi lipsește ceva ce îmi dă acel impuls de a merge. Eu nu-l am, așa că sunt în scaun rulant. Bineînțeles, la început nu prea am înțeles ce se întâmplă cu mine. Eram foarte mică, dar am fost foarte norocoasă cu părinții mei. Au făcut totul să fie normal. Niciodată nu m-am simțit diferită. Foarte ok, mama e o persoană deosebită, m-a susținut în tot ceea ce am făcut, îi datorez totul, m-a dus la școală de mică, în fiecare zi, la liceu, la facultate. Pot să zic că am dus o viață normală. Nu mă consider diferită de altcineva cu absolut nimic. Care este experiența ta la școală sau care a fost și cum este în prezent? Este foarte plăcută. Bineînțeles, totul în afară de prima zi. Prima zi când ajungi la școală, scaun rulant, o să fie ciudat, se uită lumea, mai întoarce un o privire. Dar e ok, după prima zi lumea te cunoaște, vede cum ești, vede că ești normal, vede că ai aceleași temeri ca și ei, ai planuri și e normal. Prima zi ciudată la liceu, prima zi la facultate, în rest totul e foarte ok. Acum ești la facultate? Da, sunt în anul 3 la Facultatea de Contabilitate. Specializarea... M-am încurcat. Acum sunt în anul 3 la Facultatea de Științe Economice, specializare Contabilitate Informatică de Gestiune. Fiind ultimul an, e foarte greu, cel mai greu dintre toți, pentru că la final am licența, dar pot să spun că nu e ceea ce îmi place mie cu adevărat, contabilitatea. Am făcut-o pentru că pot să practic, pot să lucrez și de acasă, pot să lucrez la o bancă. Am gândit-o cum ar veni cu capul. Vara trecută am avut posibilitatea de a face practică la o firmă de contabilitate. Mi-a plăcut foarte mult deoarece am lucrat în echipă, am învățat lucruri noi și deși mi-am dat seama că, deși, nu, de, și am făcut lucruri minore acolo, mi-am dat seama că vreau să fac mult mai multe și vreau să fac ceea ce îmi place mie. De aceea o să dau la jurnalism din vară, pentru că cred că acel lucru care pe mine mă deosebește de ceilalți e scrisul. Felul meu de a vedea lucrurile, vreau să-i motivez pe ceilalți, în primul rând motivându-mă pe mine. M-am blocat. Uite, spune-mi, povestește-mi puțin din experiența ta de facultate. Să zic, e foarte, foarte interesant. E adevărat că nu simți că ei sunt decât când ești în sesiune. E acel... Sunt foarte stresată în sesiune, nu ați vrea să mă vedeți. Beau numai Red Bull, mănânc cu faline, sunt într-un stres continuu. Dar e ok. Mă gândesc că deja o să lipsească după ce o să termin. Și, nu știu, cred că facultatea poți să o faci la orice vârstă și chiar v-aș spune dacă aveți ceva care vă place sau credeți că vă pricepeți, să o faceți. Pentru că e bună. Sportul te interesează?
Nu, vreau doar să fiu în galerie și să dau din palme atât. Deci nu practici? Nu practic niciun sport, nu. Acum, în momentul de față, mai practici alt tip de muncă decât faptul că studiezi? Nu. Sunt la facultate, duc o viață normală, ca o fată de 20 de ani. Mă duc în cafenele, mă duc la shopping, mă duc la facultate. Nu, lucruri normale. Cum sunt relațiile tale cu familia? Foarte bune. Părinții mei au fost persoanele care m-au susținut de la bun început și o să fac în continuare. Totul e ok cu familia, sunt normală, nu m-am simțit niciodată diferită. Mai ai frați? Nu, eu singură, cea mai răsătată. Și relațiile cu prietenii? Da, foarte bune. Cred că am fost norocoasă, deoarece eu am fost la școală în fiecare zi și, nu știu, m-am comportat normal. Nu am simțit niciodată că eu sunt diferită. De aceea pot să relaționez foarte bine cu oricine. Că e foarte important să ieși în lume și deși la început s-ar putea să fie așa, tu ești în căruț, să te privească așa puțin de sus, dar apoi se schimbă totul. Trebuie doar să ieși. Și când ieși să te distrezi, cum te distrezi? Cum mă distrez? Păi, nu știu, în oraș, în cafene, în concerte, îmi place foarte mult să mă duc la concerte, în parcuri de distracții, în tot, chiar și în club, e absolut normal. Ai prieten? Momentan nu sunt singură, contactați-mă. Te-ai simțit vreodată diferită? Nu, niciodată. Nu știu, consumi alcool sau droguri pentru... Nu, am un singur viciu, Coca-Cola și Red Bull-ul în sesiune, nu. Ești fericită? Fericită, da, împlinită, nu. Ce îți mai trebuie ca să fii împlinită? Păi, multe. În primul rând să termin toate facultățile astea pe care le-am de făcut. Vreau să scriu o carte, dar una care să fie bună, nu așa, hai să scriu și eu o carte. Și bine, pentru fiecare an am câte ceva de făcut. Bine, se sunt, la un moment dat o să vreau să am o familie, o să vreau să am un copil, o fetiță. Nu știu. Neapărat fetiță. Neapărat fetiță. Ai avut parte de vreo schimbare neașteptată în viața ta, pe parcursul anilor? Nu, schimbări neașteptate nu, dar bineînțeles că și mie mi-a fost greu. La început, bineînțeles că sunt obstacole, de exemplu nu pot să intru într-un loc. E foarte greu să aștept după cineva să vină să mă ajute. Și tot am suferit pe tema asta, până într-un moment dat când mi-am dat seama, mă, asta e, oricum viața e complicată, așa e făcută ea, ori o irosesc, ori o iau ca atare. Și am ales a doua variantă. Și cum îți vezi viitorul? E foarte ciudat, când eram micuță, nu puteam să-mi imaginez, nu vreau să mă văd peste câțiva ani. Era așa, parcă o fată neagră, o bulă. Dar acum, încet, au început să afară câte un roz, câte un galben, un roșu. Așa că sunt sigură că o să fie foarte bine. Și care este principala ta grijă în ce privește viitorul? Grijă? Nu am grijă. Le au totul. Vine un lucru, ok, îl rezolv. Vine următorul, rezolv. Le au zi după zi. Poți să dai sfaturi altor persoane care sunt ca tine? Da, pot să zic că e un sfat pe care îl dau oricui. Să se simtă bine cu ei însăși, să se accepte, asta e cel mai important, pentru că nu sunt cu nimic diferiți, trebuie doar să aibă încredere în ei, iar după ce își dau acel gram de încredere, sunt sigură că lucrurile o să vină de la sine.